a balului portului popular din Rubea. Nu rămâne fără să vă mulțumesc din suflet pentru efortul dumneavoastră de a umbla în lada de zestre și de a veni în costumele populare atât de frumoase cu care ați venit astăzi. Nu lungesc cuvântul meu, vreau să dau cuvântul domnului primar al orașului Rubea, domnul Bărdaș Nicolae. Mulțumesc, bună seara, stimați invitați, bine ați venit la Rubea, orașul în care, după cum vedeți, păstrăm tradițiile și obiceiurile. Le mulțumesc celor din ansamblul Junii Cetății că și astăzi, alături de Primăria Orașului Rubea și Consiliul Local, am putut să venim în fața noastră cu acest obicei. Vă mulțumim că sunteți astăzi alături de noi. Vreau să vă salut pe toți. Am alături de mine și mulțumesc că a venit aici și dacă vrea să ne spună și câteva cuvinte, domnul ministru al Tineretului și Sportului, domnul Marius Dunca. Vă rog, domnul ministru. Un prieten foarte bun al meu și cu siguranță și al orașului nostru. Bună seara tuturor! Încă am pielea găinii pe mine și cele mai mari emoții, pot să vă spun. Mă întrebam în ultima perioadă ce înseamnă România, ce mai reprezentăm noi românii, care mai este identitatea noastră. Oameni buni! Am un moment de bucurie, de împlinire, că România trăiește. Am găsit aici unitate, este cel mai frumos eveniment la care am participat până la vârsta aceasta. Și nu vreau să mă fac plăcut. Doar vă spun că sunteți minunați și promovați istoria. Ce înseamnă unitatea poporului român? Unitatea de care avem nevoie în momentul acesta. Noi românii, noi România. Nu mai avem modele, nu mai știm ce este acela, un costum popular, dar uitați că încă se mai pot regăsi aceste lucruri. Și unde le regăsim? În județul Brașov, în zona unde respectăm istoria poporului român, unde ne respectăm părinții, bunicii, ceea ce, din păcate, la oraș nu mai găsim. Vreau doar să vă felicit pentru că purtați cu mândrie straiele, hainele, identitatea și promovați valorile noastre a românilor. Da, meritați toate aplauzele. Să vă dea Dumnezeu sănătate, fericire, ce-mi doresc mie, familiei mele, aceleași gânduri frumoase și minunate, dumneavoastră. Trebuie să promovați, sunteți exemple vii, exemple pe care România, românii, trebuie să le promoveze. Felicit asociația, vă felicit pe dumneavoastră, domnule primar, pentru că duceți un oraș, ți este datoria și obligația noastră a generației tinere să redăm adevărata valoare a poporului român. Aceasta este valoarea. Aceștia sunt oamenii cu care ar trebui să ne mândrim. Vă mulțumesc din suflet, este o onoare și o bucurie să mă aflu în seara aceasta aici și să văd că România într-adevăr trăiește prin dumneavoastră. Felicitări, oameni buni! Felicitări, felicitări! Mulțumim, domnule ministru. Înainte de a vă spune și eu distracție plăcută, aș vrea să-l chem alături de mine pe domnul părinte Moga să ne spună o sfântă rugăciune. Înainte
Înainte de a rosti rugăciunea pe care o știm cu toții, două, trei cuvinte. Deci sunt unchiul părintelui Nicolae Moga, vin de la Câmpina. În Prahova tradițiile s-au pierdut de multă vreme și doar biserica este cea care a reușit, motivând oamenii pentru componenta de sărbătoare pe care o presupune apropierea de Sfântul Altar pentru primirea Sfintei Împărtășanii, doar cu acest argument, cel puțin la biserica unde am fost paroh până ieri alaltăieri, oamenii au învățat să se îmbrace în costumul românesc tradițional, pentru că îmbrăcându-l, sentimentul de sărbătoare pe care îl ai, îl știți și dumneavoastră, este excepțional, este unic. Dar acolo lumea se îmbracă cu costume cum a procurat fiecare, din Bucovina, din Moldavia, din Maramureș, din zona Câmpul Lung, etc. Elementul religios este cel care, alături de ceea ce dumneavoastră ne dați aici o lecție extraordinară prin costumul românesc, întregește, completează identitatea tradițională. Așa cum acolo la biserică ne-a reușit cu costumul românesc să sporim sentimentul de sărbătoare al oamenilor care vin la slujbă, așa aș încerca cu rugăciunea pe care o facem împreună să aducem ceea ce e necesar în acest moment. Personal sunt copleșit de impresia pe care o faceți cu aceste costume și cu numărul mare de oameni care s-au îmbrăcat în costumul românesc. Nu mi-am imaginat că există în țară așa ceva, nu mi-am imaginat. Dar dacă îmi lipsește ceva în acest moment, pentru ca să fiu fericit, este... Știți povestea cu fericirea de Eugenia Vod? Este că nu sunt îmbrăcat și eu ca dumneavoastră. N-am cum, că trebuie să port uniforma care mi este obligatorie. Deci, eu voi zice Tatăl nostru și vă rog să mă susțineți, voi zice rar, ca să-l putem zice împreună, după care fac binecuvântarea sărbătorii și ne vedem fiecare de ale noastre. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Tatăl nostru, care le ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, binecuvintează mâncarea, băutura, sărbătoarea și bucuria robilor Tăi, că Sfânt ești totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Vă doresc petrecere plăcută, Dumnezeu să ne ajute. Domnule ministru. Mulțumim, domnule părinte, mulțumim, domnule ministru. Cred că e timpul să dăm voie ansamblului Juriei Cetății și tuturor să trecem la distracție. Distracție plăcută.
Thank you.